Ajută iubiți credincioși, bine ne-am reîntâlnit la o nouă emisiune Drumuri Spirituale în care ne străduim și sperăm să reușim, Doamne ajută, să învățăm câte ceva pentru bunul mers duhovnicesc în viața noastră. Vorbeam despre judecată. Dumnezeu ne va judeca nu doar după felul păcatelor noastre, ci și după modul în care noi îi judecăm pe ceilalți. Există diferite moduri de a judeca. Da, și cred că s-a înțeles și din cele discutate până acum, că într-adevăr există diferite moduri de a judeca pe ceilalți. Două moduri, așa, să le spunem, bun și rău, să încercăm să vorbim așa. Un mod rău de a judeca pe ceilalți este acela de a nu ierta, de a categorisi fără echivoc pe cineva după mintea noastră, al duce direct în iad, în iadul judecății noastre, în iadul defăimării noastre, în iadul osândirii noastre. Și cel bun, să spunem, modul de a judeca bun, este acela cu îngăduință, cu iubire, cu părere de rău pentru starea lui. Ne pare rău că este așa acum. Doamne, iartă-l, luminează-l, ajută-l, Doamne. L-am judecat, am constatat că este în păcat, dar și el este chipul lui Dumnezeu. Și atunci, ca și mine fiind chip al lui Dumnezeu, mă rog lui Dumnezeu, cel căruia îi purtăm amândoi chipul, ca Dumnezeu să-l ridice, să trimită harul său peste el, să-i vindece neputințele, să-i plinească lipsurile și astfel să-l ridice din căderile sale. Iată un mod rău și un mod bun de a judeca. Și dacă, iată, din cuvântul Sfântului Paisia Ghioritul, înțelegem că noi, după modul nostru de a judeca pe oameni, îi arătăm lui Dumnezeu cum să ne judece pe noi, atunci, cu siguranță, am căutat să fim îngăduitori, iertători, rugători pentru aceia din jurul nostru. Și astfel vom reuși, de fapt, nu numai să ne agonisim bună judecată și îngăduință, milă, iertare de la Hristos la momentul judecății noastre, dar până la momentul morții și imediat mai apoi, nu, al judecății noastre. Așa fiind eu, neosânditor, iertător, blând, iubitor, rugător pentru cei din jurul meu, eu acesta fiind fiecare dintre noi, deja vom începe să pregustăm cumva raiul. De ce? Pentru că vom fi mai buni unii cu alții și unul pentru altul rugându-ne harul lui Dumnezeu, pogorându-l peste ceilalți, eu peste tine, tu peste mine, rugându-te pentru mine, cobor de la Hristos har. Astfel, harul lui Dumnezeu va lucra și ne va împlini nouă, ne va plini nouă toate lipsurile și ne va vindeca toate neputințele. Astfel, de fapt, cu gândul la propria judecată, cu dorința de a-L face pe Hristos milostiv și blând judecător cu noi, iată, vom reuși să facem din viața noastră un rai. De obicei, avem tendința să ne judecăm pe noi pentru pornirile bune și pe ceilalți pentru faptele rele. Păi da, eu câte lucruri bune nu am făcut, câte lucruri bune nu știu să fac,
cât de priceput sunt eu și în acel lucru și în acel lucru și în acel lucru. Părere bună am despre mine. Cam așa facem noi toți. Ne considerăm noi foarte buni. Și cu siguranță pe tine. Păi, uite ce faci tu. Aia nu o faci bine. Aia nu o faci bine. Nu te pricepi la cealaltă. Mai ai și păcatul ăsta, ăsta și ăsta. Și atunci, ce fac? Tendința mea de a judeca de această manieră va fi un profesor. Un profesor pentru ceilalți care, greșit învățând de la noi, greșit se vor forma, greșit se vor manifesta, greșit vor da mai departe. La rândul lor, devenind cândva profesori și cum de regulă se întâmplă ca elevul să depășească profesorul, s-ar putea ca creșterea răului în lume să fie una nu liniară, ci exponențială. Și atunci va fi și mai grav. Va fi și mai grav că eu pe mine m-am făcut începutul, originea acelui grafic de urcuș exponențial al răului în lume. Putem să fim începutul căderii, putem să fim cei care lucrează la începerea căderii răului exponențial în lume, căutând de fapt inversul. Dacă judecându-mă pe mine pentru cele bune, iar pe tine pentru cele rele, mă fac pe mine origine a urcușului exponențial al răului, ca să mă fac început al coborâșului exponențial al răului, va trebui să întorc pe dos cele două coordonate de care vorbim, adică eu și tu. Pe mine să mă judec pentru cele rele ale mele și să fiu foarte aspru cu mine, să fiu foarte pretențios cu sinele meu, iar cu tine să fiu iubitor, îngăduitor, iertător, blând, răbdător. Astfel, din mine, cel pe care eu pot să-l controlez, pe tine nu pot, dar pe mine pot să mă controlez, am această datorie. Dorind a mă îndrepta din cele care mă fac a mă judeca relele mele, lupt cu mine însumi, lucrez, șlefuiesc, sculptez, caut să scot cât se poate o operă de artă, iar cu tine să te pun în cât mai multe lumini bune, ca astfel tot ceea ce ai făcut tu bun să fie acele lumini care te scot pe tine în evidență ca o operă de artă și astfel tu nu te vei mai simți un rău, un nepriceput, un neiscusit, un păcătos, pentru că m-am pus cu cuvintele pe tine, cele de judecată și de ocară, ci am lăudat pe Dumnezeu pentru darurile pe care ți le-a dat. Te-am cinstit pentru modul în care tu ai folosit acele daruri. Cum tu, care cândva erai cum erai, cu ajutorul Dumnezeu, puțin câte puțin te-ai ridicat unde ești și nădăjduiesc că te vei mai ridica și mai mult și mai mult. Și atunci am toată nădejdea că astfel lucrând se vor împlini lucrurile așa cum ne este nouă de folos. În ziua judecății nu vor fi cercetați, ce nu vom fi cercetați, ce lucruri bune am spus, ci ce fapte bune am făcut.
nu ce am spus, ci ce am făcut. De multe ori se poate întâmpla ca și ce am spus să fi fost un făcut. Dar pentru asta trebuie să fim profesori sau învățători. Știți că profesorul și învățătorul, munca sa este să spună, să instruiască. Și în sensul acesta, profesorul, învățătorul, ceea ce spune este ceea ce a făcut. Dar de cele mai multe ori, ni se va cere, de fapt, ni se va cere socoteală pentru ce am făcut. Și dacă vorbește un preot, trebuie să se cerceteze pe sine. Nu? Ți-am spus să ții post, miercurea și vinerea. Ți-am spus să ții post în posturile de peste an. Am spus. Poate are valoare dacă e să fie considerat o treime din preoție care înseamnă învățătorească, caracterul învățătoresc al preoției. Dar eu am și făcut acest lucru. Atunci trebuie să mi se aprinde puțin mintea, inima. Am făcut ce am spus? Dacă am făcut, mi-e bine. Dacă am spus și n-am făcut, nu-mi va fi bine. A fost un exemplu care poate să fie, să zicem, modul de a judeca lucrurile în continuare. Să fie un exemplu spre învățare. Cu toții trebuie să avem grijă ca cele bune pe care le spunem, le zicem, le dăm ca sfat altora, să le valorificăm făcându-le și noi, punându-le și noi în practică. Că dacă nu vom fi surle și trâmbițe, alăute, care vom zărnăi și nimic nu vom dobândi. Da. Săvârșirea oricărui păcat se datorează lipsei conștiinței că Dumnezeu este judecătorul. Aseară vorbeam cu cineva drag mie, cineva care fumează. Și am îndrăznit pentru că m-a întrebat: Dom'le, cum să fac să mă las de fumat? Trebuie să-ți dai seama că este un păcat. Îmi dau seama că e un păcat. Cum îți dai seama că este păcat? Păi, nu face rău, nu face niciun bine. Da. Putem să discutăm o oră, două, trei, nouă despre cât de păcat este să fumezi. Da, ești om credincios? Știi că Dumnezeu ne iubește și pe de altă parte este dreptul nostru judecător? Da! Păi atunci când bagi țigară în gură, gândește-te că iubitul tău Dumnezeu, dreptul tău judecător, vede. Și judecător fiindu-ți, și Dumnezeu iubitor, în clipa aia îl întristezi. Îl întristezi amarnic. Tare mult ar dori să nu mori atunci, că vei muri nespovedit, neîndreptat. Și tare mult și-ar dori să lași acel fumat. Nu doar pentru ca la momentul morții tale, cel cât mai târziu, zicem noi, ne dorim, dar care noi nu știm când vine, e iminentă moartea pentru care dintre noi. Ca acel moment al morții să nu te găsească pe tine necăit de acest păcat, ci de celelalte păcate, la judecată să nu mai aibă ce face decât să te rânduiască ca un păcătos cu păcătoșii, unde nu ne dorim cu tot, niciunul dintre noi. Și atunci, adu-ți aminte de Dumnezeu. Adu-ți aminte de Dumnezeu, atotputernicul. Și spune: Doamne, mă vezi ce vreau să fac.
Iartă-mă, ajută-mă, întărește-mă, Doamne, depărtează de la mine ispita asta. Nu mă lăsa, Doamne, ajută-mă, Doamne Iisuse Hristoase, miluiește-mă pe mine, păcătosul. Și astfel, cu rugăciunea pentru tine, ca un neputincios, care vrei să dai la o parte un bolovan și nu poți, și îți trebuie o pârghie, îți trebuie un punct de sprijin, îți trebuie un braț puternic al forței. Și astfel să răstorni și să alungi și să prevali la valea acel bolovan de pe sufletul tău. Și astfel să te ușurezi. Pentru că scapi de greutatea aceea. Pentru că scapi de consecința acelei greutăți. Cât de bine se simt, Doamne, cât de bine se simt, nu mai trupește, dar și sufletește, cei care se vedeau pe ei neputincioși și reușeau cu rugăciunea să dea la o parte, la vale, pogorând acel bolovan de pe sufletul său, fumatul sau oricare alt păcat. Te simți bine când conștientizezi că tu nu poți, când ceri ajutorul de la Totputernicul și El cu puterea plinește neputința ta și te ajută, dai la o parte și ajungi în această stare de dar de la Dumnezeu, care nu este meritul tău cu niciun chip, de a nu-ți mai dori vreodată acel lucru care cândva îți plăcea foarte mult și ți-l doreai foarte mult. Aici este marele dar al lui Dumnezeu, pentru care mai apoi venind îi mulțumești lui Dumnezeu că ți-a trimis acel dar mare și de putere de a da la o parte patima și de înlăturare definitiv a acelei patimi. Asta trebuie să înțelegem. Că trebuie să ne luptăm. Trebuie să ne luptăm cu gândul la această zicere a Sfântului Paisie. Săvârșirea oricărui păcat se datorează lipsei conștiinței. Nu suntem conștienți că Dumnezeu este judecătorul. Că Dumnezeu, El este cel pe care noi îl transformăm și în procuror. Pentru că noi dăm dovezile de acuzare. El ne vede tot timpul. Vede îngerul, din păcate scrie, numai că acest grefier îi putem oricând cere zapisul, îl putem oricând înălbi și șterge. Cu mâna duhovnicului, cu aia șterge tot Dumnezeu în scrisul acelui grefier. Hristos Domnul ne-a spus în Evanghelia de la Luca, capitolul 6, versetul 37, un lucru pe care îl spunem aproape robotic. Nu judecați ca să nu fiți judecați. Aș merge pe două prisme ale acestui cuvânt. Am văzut tineri care aveau această pornire și iscusință chiar în a judeca. Judecând cu multă acrivie, autoritate pe toți cei din jur. Și s-a însurat tânărul. Și iubita lui soție l-a urmat într-o acestea. Și a făcut și vreo 3 copii care au văzut acele lucruri la părinților și au devenit și ei foarte aspru judecători. Problema a fost că cei 3 copii au judecat și pe proprii lor părinți atunci când aceștia au ajuns la bătrânețe, au ajuns în neputințe, au ajuns în puținătatea minții
și ca atare ce simțeau, ce gândeau, ce făceau, ce voiau să facă, nu mai era tocmai ok. Și astfel, copiilor făceau mai mult decât au făcut ei. Asta a fost așa un mic exemplu. Dar se întâmplă tot aceeași persoană cu care vorbeam ieri despre problema dumnealui, discutând, a degenerat puțin după aceea discuția la păcate, la modul general, aproape că se spovedise chiar. Dacă stau să mă gândesc bine, într-o discuție aparent amicală, el s-a spovedit ieri. A lipsit momentul de dezlegare. Dar acum mi-a venit ideea și s-ar putea să-i propun să vină să și dezlegăm cele mărturisite. La un moment dat îmi spune: părinte, nu-mi place să înjur, să vorbesc cu el, dar îmi scap. Îmi scapă la un moment dat când sunt la volan. Când sunt la volan și mi-a tăiat unul fața, dacă nu-l fac, alb e de porci. Mm-hmm. Dar atunci când cineva ți-a tăiat fața, l-ai făcut alb e de porci, l-ai judecat, l-ai osândit, nu ți s-a întâmplat și dumitale, din neatenție, din grabă, peste jumătate de minut sau 5 minute, să faci fix același lucru sau poate chiar puțin mai grav? Ba da, să știți că am constatat. Nu judeca, ca să nu fii judecat. Cele pe care le observăm rele la ceilalți și îi judecăm pentru acestea, s-ar putea ca și noi să le facem. Și poate chiar într-o formă agravată sau agravantă a altora. Nu știm. Dacă ne judecăm pe noi înșine, nici de Dumnezeu nu vom fi pedepsiți. Aha! Se poate întâmpla să vedem, iată, o altă valență a unui alt cuvânt la acest capitol, că dacă judecăm pe alții, luăm cu îndrăzneală și nesimțire dreptul de a judeca lui Hristos. Hai să îi luăm acest drept lui Dumnezeu de a judeca. Să judecăm noi în locul lui. Dar nu pe alții, ci pe noi. Este aproape matematic. Simplu. Deci dacă eu judec pe altul, iau dreptul lui Dumnezeu de a-l judeca pe acela. De asta e grav păcatul judecății. Dar dacă mă judec pe mine, Dumnezeu nu mă va mai judeca. E o consecință a faptului că eu, judecându-mă pe mine însumi, acolo unde constat că greșesc, cauzând drept și îndreptând și spovedindu-mă, luând dezlegare pentru păcatele pe care le-am constatat prin judecata proprie, că le am, le-am îndreptat, mi-a părut rău, nu le-am mai săvârșit, am fost dezlegat de el, l-am spovedit. Uite, așa Hristos nu va mai avea ce să judece la mine. Putem, deci, concluziona că a judeca poate să fie un păcat crunt, pentru că cu nesimțire îndrăznesc să iau acest drept lui Hristos și să judec pe alții, osândindu-i, pentru că nu iubesc. Pentru că dacă i-aș iubi, chiar dacă aș judeca și aș constata o stare de păcat la fratelui meu și nu renunț la iubirea pentru el, plâng pentru el, mă rog pentru el, ajut la ridicarea lui din starea aceea, cu sfatul, cu rugăciunea, cu ce pot, caut să-l ridic din cădere. Sau poate să fie judecata un lucru minunat pentru noi,
luându-i dreptul lui Hristos de a judeca, dacă ne judecăm pe noi. Și atunci, iată, pentru că judecându-mă m-am îndreptat, Hristos nu mă va mai judeca, pentru că nu va mai avea pentru ce. Eu, iată, cu ajutorul Dumnezeu, mă voi îndrepta. În ultima parte a acestei emisiuni, aș vrea să vă fac o invitație. O invitație la conferința Familia, Valori și Implicații. O conferință care va avea loc mâine, miercuri, 4 octombrie, la Casa de Cultură. O conferință deosebită. Este intrarea liberă. Va începe la ora 16, intrarea liberă fiind, chiar dacă serviciul vă va ține, puteți să veniți la 17, la cât doriți dumneavoastră, pentru că e o conferință destul de amplă și subiectul este amplu, familia și valorile și implicațiile ei. Ea este organizată de Coaliția pentru Familie, de Universitatea Ovidius din Constanța și de Federația Sindicatelor Portuare din Constanța și sunt prinși din aceste instituții Facultatea de Teologie Ortodoxă, Facultatea de Drept și Științe Administrative, Facultatea de Psihologie și Științele Educației. Și astfel, iată că din cele 3 facultăți participând câte 2 vorbitori, subiectele vor fi atacate, iată, la un nivel academic, motiv pentru care suntem convinși că ne va fi de folos și ne va instrui foarte bine, pentru că noi trebuie să înțelegem acest subiect cât se poate de bine, să-l înțelegem profund, să-l înțelegem cu mintea, cu sufletul, să știm mai apoi ce vrem să facem. Pentru că va trebui ca români să luăm o atitudine la momentul în care vom participa la referendumul pentru România. Este în pregătire acest moment, iar noi va trebui să fim informați și pregătiți. Să știm ce vrem de la familie. În primul rând, cum o definim, cum o înțelegem, care sunt valorile și implicațiile ei pentru fiecare din indivizii care participă la această societate, dar și pentru întreaga noastră societate și nu doar cea prezentă, dar neapărat cu gândul la viitoarea societate. Cum va fi ea? Va fi o societate în care familia va exista sau nu? Va fi ea, familia, prima celulă de învățare pentru om? Va fi născut în ea omul, nu numai trupește, ci și sufletește? Va crește el armonios, atât sufletește, cât și trupește? La acestea și multe alte întrebări care poate ne macină mintea, sufletul, vom avea cu siguranță răspuns mâine, miercuri, 4 octombrie la ora 16, la Casa de Cultură, unde vom participa cu toții, unde cu siguranță ne va fi de folos și pentru instrucție, și pentru simțire, rațiune, voință, ca tot ceea ce facem să facem bine, să facem în cunoștință de cauză. Vă așteptăm cu mult drag, ne vedem mâine la ora 4 pe televizor, la Litoral TV, la emisiunea Drumul Spiritual. Mărturisesc, mâine va fi o emisiune pe care o voi înregistra de dimineață pentru aceasta, pentru că, iată, voi fi acolo cu ajutorul lui Dumnezeu la ora 4 la Casa de Cultură să mă instruiesc și să mă folosesc și eu. Haidem cu toții! Doamne ajută, iubiți credincioși!